Alo. Alo. Melnic. Anatol Melnic. Anatole, da, voi nu ascultăm muzica asta la astea și eu am văzut că aveți așa duci cu 8 lei la mare, stic de odihnești, da? Vreți dumneavoastră la mare? Nu, da. Păi trebuie să participați la concursul nostru. Dar cum? Cum vă numiți? Ivan Raicu, de la Cojușna. Dacă răspundeți corect la 3 întrebări, atunci plecați în Grecia împreună cu Pandator. Cum asta? Dar cum să le aflu întrebările astea? Păi puteți să participați chiar acum în emisie directă. Grele ori ușoare? Depinde ce cifră o să alegeți. De la 1 până la 9 alegeți o cutie. Eu vă dau aplauze. Iată, aplauze. Succes, domnul Ion. Alegeți cutie de la 1 până la 9. Care cutie? Cu ce număr? 6. 8 lei costă SMS-ul. Da, domnul Ion? Am înțeles, da. Ce se întâmplă dacă după 8 vine iar 8? Pauză. Stați să vă spun variantele de răspuns, da? Deci ce se întâmplă dacă după 8 vine iarăși 8? Se întâmplă 9, varianta 2 se întâmplă 10 sau varianta 3 se întâmplă 8? Aveți 15 secunde. Vă gândiți, da? 8. Nu vă grăbiți, domnul Ion. Ce se întâmplă dacă după 8 vine iarăși 8? Se întâmplă 9, se întâmplă 10 sau se întâmplă iarăși 8? Răspunsul dumneavoastră este... 8. Bravo, domnule! Bravo, domnule! Păi, dar cum v-ați dat seama? Sau a fost ușor sau ați dat-o așa la plesneală? Nu, asta e din minte. Din minte. Bravo, omule, într-adevăr, încă o dată observăm că aveți minte lucidă, nu? 4. Cifra 4. Ok, e o întrebare mai grea, domnul Ion, cred. Mai grea? Nu, da. Îl cunoașteți pe împăratul Shai-Shai? Shai-Shai din Kitai? Din Japonia. În Japonia, e Kitanioș. Ce obișnuia să facă Shai-Shai în timpul Shai-ului? Să dea comandă. 3 variante de răspuns. Ce obișnuia să facă împăratul Shai-Shai în timpul Shai-ului? Varianta 1, iubea să facă Shai. Varianta 2, iubea să facă Iași. Sau varianta 3, în timpul Shai-ului. Shai-Shai niciodată nu iubea să facă Shai. Aveți 5 secunde la dispoziție. Nu iubea să facă Shai-Shai. Împăratul Shai-Shai nu iubea să facă Shai-Shai. Ăsta e răspunsul dumneavoastră, da? Da, da. Răspunsul este... Corect, corect. Corect, domnule, bravo! Foarte corect. Bravo, domnul Ion! Incredibil! Nu vreți să cred, domnul Ion, deci fiți atent, dacă răspundeți acum corect la următoarea întrebare, o să vă... Mai ușoară, oleacă. Incredibil, o să fim obligați să vă dăm premiu, adică să plecați în Grecia, domnul Ion. Sunteți bucuros? Spuneți-ne! Da, nouă! Cutia numărul 9, să fie cutia câștigătoare, da, domnul? Da, să audă Dumnezeu! La ultima întrebare nu aveți variante de răspuns. Haide să încercăm. Ok. Până pe 30 mai, fiecare participant trebuie să expedieze parola Olimp. Corect? La 9955. De ce Olimp nu primește oaspeți din România? 10 secunde să vă gândiți. Nu-i doresc. De ce nu-i doresc? Asta este întrebarea. De ce Muntele Olimp nu vroia să primească pe români? Că vrei. Gândiți-vă bine. Că asta, că nu vor să-i dorească, cum asta? Nu... Nu-i doresc. Cum credeți? Nu-i corect. Ce ați făcut? Ați răspuns corect sau nu? Da. Tremurați? Aveți emoții? Nu știu, așa emoții am că da. Aveți așa emoții că da. Da. Răspunsul este că Olimp nu primea în ospeție românii pentru că românii nu s-au calificat de mult la un campionat european de fotbal. Eu tot asta în sensul l-am avut. Ați avut în vedere echipa de fotbal, da? Sensul este, l-am avut. Că nu au reușit. Nu poți să intri acolo. Nu poți să intre. Sensul ăsta a fost. Sensul a fost legat de campionatul european de fotbal, da? Da. Atunci, domnul Ion, felicitări! Mulțumim! Felicitări! Incredibil! Incredibil! Mulțumim! Vrem să Vrem să ați plecat în Grecia, domnule! Ură! Și mai de 3 ori! Ură! Ură! Bravo, bravo! Împreună cu mintea dumneavoastră lucidă. Cui dedicați acest premiu? Cam cu soție. Așa, pregătiți-vă, în aproximativ 2 zile o să vină invitația pe poștă cu cele 6 bilete pentru toată familia dumneavoastră în Grecia. Un premiu din partea Pandator, da? Vă mulțumim frumos! La mulți ani și încă o dată arătați-ne bucuria cu un ură de al dumneavoastră. Ură! Ce dor mi-a fost de asta.